Avrei cu deja 6 zile de când m-am plecat. 1, 2, 3, 4. Să și câte s-au strâns în 3 zile. Pare ok, tate, să sari în pat? Adică deodată să-l vezi în fața ta pe Randy Reanu, cel din revista. Ți-ai dorit să-l vezi? Bun, atunci să vedem cum putem face. Ți-a spus aseară să-l cauți. Să te duci afară în oraș și să-l cauți, asta ți-am spus aseară. Este 3 fără 10, suntem în oroștie și am zis să îmbrace rapid în 2 minute, mă îmbrac și eu foarte rapid pentru că la 3 și 20 avem film. Mai avem fix jumătate de oră să ajungem la cinematograf, să ne uităm la film cu ștrunfi 3D. S-a plăcut? Aumentați să mergem la ștrunf? Ok, mergem mai departe. Salut! Spune și mie ce se întâmplă. Eveniment pe care l-a inițiat Alin Bonța. S-a gândit să strângă niște fonduri pentru un băiat, Ovidiu Rațiu. Exact așa și gândit-o Alin evenimentul. Pentru el timpul nu prea poate sta în loc. Te și pune acolo și iei o carte.
Bravo. Pe data de 5 mai, în Cluj, Boiciuc contra Cibu dispută centura Transilvaniei. Momentan o deține deveanul Boiciuc. Flavius, îți urez mult succes pe această cale. Dar ce ți-a spus tati despre mâncarea de la McDonald's? Că nu e bună. Ne putem opune? Deocamdată nu. Mănâncă doar Carla în meniu, pentru că mie nu mi-a mai ajuns banii să mănânc la Mac. Acolo scrie, vino să ne antrenăm împreună. Așa că... Cum a fost, Carla, ziua de astăzi? Bine!